Ne-am regăsit, slimațile spectatorilor, la o nouă emisiune Conexiuni Culturale. Alături de noi în platou domnul profesor dr. Marian Olaru, directorul Institutului Bucovina din cadrul Academiei Române. Cu noutăți publicistice, cu lucruri proaspete verite din lumea cercetătorilor legat de Bucovina și nu doar de Bucovina, vine domnul profesor la noi în studiou, dar și cu o discuție mai largă referitoare la acest fenomen al falsei cunoașteri, i-am spune fake news-ul științific și de zi cu zi. Domnule profesor, ne bucurăm că ați venit cu, iată, lucruri de certă și de uh, valoare și de mult conținut, să spun așa, văzând da, cartea care -a stă legată de Mulțumesc, bine v-am găsit. Acum, în ceea ce privește certitudinea în cunoaștere. Vreau să vă spun că un filozof contemporan spunea că se teme de oamenii care sunt siguri și au păreri bine consolidate. În cunoaștere este bine să fii dubitativ, adică un om care cunoaște are mai multe întrebări decât răspunsuri. Asta e prima chestiune. Iar cei care se mineralizează, se devin statuari prin explicațiile sigure, științifice, bazate pe cunoașterea a unei singure forme din uh, lumea aceasta a științei, uh, oamenii aceștia sunt periculoși, periculoși pentru că uh, ei induc în rândurile publicului falsa cunoaștere. Uh, de exemplu, sunt oameni care uh, vorbind despre istorie consideră că uh, adevărata istorie fie a fost scrisă, fie n-a fost scrisă. A fost scrisă, să spunem, până la uh, Revoluția din 1989, și, mă rog, certitudinile atunci erau la modă, fie n-a fost scrisă și conține o mulțime de secrete care uh, trebuie să devoalate. În esență, la baza cercetării științifice contemporane stă o, o anumită filozofie, un anumit fel de a privi lumea și viața care presupune cunoașterea unei concepții filozofice. Lumea aceea de tip structuralist marxist, în care o cauză determină un efect a, a pus ca să zic așa în sensul că fie cauza care determină un efect ori nu o cunoaștem ori nu cunoaștem efectul și nu există întotdeauna un raport univoc și unilateral fie, de exemplu, în cunoaștere, efectele pe care le cunoaștem cu adevărat sunt din alte cauze. Cu alte cuvinte, adevărul și cunoașterea, îmi place să zic, au morfologia firului de lână. El în sine este important prin totalitatea firelor care îl compun. Dar fiecare fir în parte dă întregului. Dar relevă o altă fațetă a realității. Deci cu alte cuvinte, conform filozofiei școlii de la Frankfurt, întregul este compus dintr-o diversitate de, să zicem, fațete ale realității, din care noi cunoaștem una, două, trei N, dar niciodată în întregime. Aceasta este, să zicem, filozofia care Pune în discuție cât de mult cunoaștem și ce cunoaștem. De aceea, domnule profesor, vă întrerup, poate e nevoie de cât mai multă cercetare în domeniul științelor acestea umaniste și inclusiv nu, numai, istoria. Și nu, și nu numai, numai. Și nu numai. Cercetarea științifică în domeniul științelor umaniste este într-o oarecare suferință. În lumea contemporană se acordă o mai mare importanță cercetării științifice aplicate sau cercetărilor științifice fundamentale. Dar cercetările științifice fundamentale și respectiv cercetările științifice aplicate sau cu caracter aplicativ, sunt cele care furnizează materialul explicativ și logic necesar pentru dezvoltarea teoriilor în domeniul umanist. De aceea, cei care vorbesc despre cunoaștere în general trebuie să fie, să zicem, în acord. Cu uh, cercetarea în domeniul fizicii fundamentale, a fizicii particulelor, în domeniul să știți măcar uh, care sunt uh, descoperirile de ultimă oră în domeniul microparticulelor, despre acceleratoare de particule, despre, despre, să zicem, dacă trecutul poate fi influențat de viitor. Este o teorie fascinantă despre uh, această, să zicem, ipoteză a fizicii uh, cuantice. Care ar arăta că teoretic ar fi posibil. Dar, în fine, asta în logica marxistă sau a antropologiei de tip Andrei Leroy Guran, lucrurile din trecut sunt cele care influențează viitorul. Cu alte cuvinte, Într-un fel sau altul, unidirecționalitatea în cunoaștere este determinată de trecut. Noi nu avem decât un palier foarte restrâns în care ne mișcăm pentru cunoaștere. Și să revenim la istorie. Da, să revenim la istorie, ați spus la început două lucruri interesante. Sunt cei care spun că uh, istoria încă n-a fost scrisă sau istoria a fost falsă, uh, fals scrisă sau greșit scrisă sau... Uh, încă n-a fost scrisă, da? Încă n-a fost corect scrisă, și așa mai departe. Eu aș spune că, la ora actuală, sunt două tipuri de uh, pasionați de istorie. Cei care vor să fie uh, uh, nu neapărat specialiști, dar uh, Iubitori de istorie bine documentați, și iubitori de intrigi istorice. Majoritatea discuțiilor în mediile acestea de cafea și de savurarea unei licori se întâmplă cu istorie anecdotice în ultima perioadă, cu știai că Petru a fost așa și pe dincolo. Cred că aici e de lucru mult. Lumea este însetată de a afla lucruri noi, dar din nefericire le tratează la nivel de cancan în multe cazuri. Vedem în, special în perețelele acestea de media, nu dau nume că nu e bine să facem publicitate oarecum și oareșcui, dar să vorbești despre o istoria Imperiului Bizantin 10 minute sau despre istoria țărilor române în în 5 minute și să mai spui cu dovezi inedite chiar sună puieril. Ah. Și aici cred că e nevoie. Pă, uh, mulți spun, asta e istorie de manual, asta e istorie nescrisă. Până la urmă, aici cred că e nevoie. Cititorul să fie educat. Cu, cu siguranță, cercetătorul știe pașii de urmat, respectă normele științifice și normele uh, profesionale. În cazul acestei, uh, să spunem așa, populații mase mari de oameni interesați de istorie important și aici o puțină îndrumare și asta vă rugăm, spre ce se îndrepte din nefericire, eu asta văd văd uh, istoria uh, în news și fake news istoria în anecdotică și în întâmplări hilare, la un moment dat e mai important dacă și dau un exemplu, acum îmi vine în minte, dacă Constantin cel Mare a fost uh, a avut o 100 sută sau o mie de femei și nu neapărat ce a făcut el prin edictul de la Milano și așa mai departe Uh, există o fascinație a istoriei uh, determinată de un facil, facilul uh, înțelegerii și cunoașterii. Numai că, mă rog, cunoașterea revenind este limitată la sursele pe care le utilizez. Cu alte cuvinte, dacă documentele, sursele pe care le utilizez sunt restrânse, atunci și cunoașterea este restrânsă. Cu alte cuvinte, adevărul emis. În mediile despre care faceați vorbire. Este un adevăr limitat. Nu, Sigur că există o anecdotică a istoriei determinată de, să zicem, diverse întâmplări: Napoleon, eu știu, Cezar, Hitler și așa mai departe, care îi fascinează mai mult pe, să zicem, consumatorii de facil decât să spunem să stai și să analizezi cauze, să determini contexte, să înțelegi campanii, să ai la dispoziție documente care să te îndrume spre adevărata cunoaștere istorică. Facilul este, să zicem, cel care se vinde astăzi. De aceea explozia aceasta a să zicem, istorii, cum ziceați, de TikTok, a istoriei exprimate în câteva minute pe un eveniment foarte important. Eu vreau să spun, vorbind despre istoria Imperiului Bizantin, în 10 minute. Păi, în 10 minute nici n-ai timp să emiți principalele teze despre o istorie, să zicem, milenară a acestui imperiu, care venea ca succesiune după o altă perioadă istorică foarte importantă a Imperiului Roman, Imperiul Roman de răsărit și așa mai departe, cu importante consecințe în felul în care s-a structurat puterea în Bizanț este de asemenea facilul este cel care a, a, nu numai că este vandabil, dar e și ușor de înțeles. Știți cum? Adică a, mai ușor să vorbești despre cancanurile Caterinei cea mare, da, să zicem despre aventurile amoroase, despre diverse amanți, despre felul cum se exercita puterea, despre, să zicem, felul în care i s-a dăruit Crimea și așa mai departe. Decât să stai și să analizezi, stai să vezi oare de ce Ecaterina cea mare avea, să zicem, scrisori cu iluminiștii vremii, de ce, să zicem, a înăbușit o răscoală în sânge și explicațiile care stau la baza acestei atitudini, pentru că răsculatul se proclamase la rândui țar. De ce să stai să... E... Toate aceste lucruri se înscriu în logica în logica contemporană și anume că uh, istoria mă rog uh, cunoaște o nouă formă de uh, realizare de scriere. Este o istorie multidimensională apropo de ceea ce spuneam uh, de faptul că realitățile sunt cunoscute la nivelul de percepere și înțelegere de astăzi, la nivelul documentării noastre de astăzi. De aceea accesul la arhive, accesul la documente și înțelegerea documentelor este o problemă de specialitate. Nu se întâmplă asta pur și simplu numai pentru că ai citit un document. Documentul trebuie contextualizat, documentul trebuie uh, înțeles în spiritul epocii sale și uh, pe baza lui să vezi dacă teoriile care s-au formulat în epocă uh, sau acum sunt cele, uh, cele care, mă rog, sunt viabile. Gândiți-vă numai cât s-a schimbat Schimbat istoria uh, privitoare la Mihai Viteazu. că e un subiect pe care lumea, în mod general, îl cunoaște, și anume uh, s-a vorbit despre Mihai Viteazu cu ceritorul, da? uh, o vreme, să spunem, în per până în perioada interbelică, mă rog, uh, de la Giurescu și până la Nicolae Iorga, și uh, după care, prin Iorga, s-a trecut încet către întregitorul. Propaganda comunistă a venit și a spus, a accentuat mai mult despre conștiința unității naționale în vremea lui uh, Mihai Viteazu, că nu a fost o unire pur și simplu uh, medievală, ce, uh, medieval, medievală, ci este rezultatul dezvoltării conștiinței naționale. După care vine Revoluția de la 1989, și uh, înțelegem că, sigur, lucrurile s-au reașezat și a trebuit uh, istoricii să revadă și să reașeze uh, contextul acesta și să spună că, de fapt, stai să vezi că el, uh, în persoana sa, întruchipa puterea dintre ei să zicem, țări diferite și că el a făcut în spiritul epocii o unificare politică și nu una de conștiință, dar că ea, în esență, a determinat evoluții istorice care stau la baza conștiinței naționale. Asta e altă problemă și care s-a împlinit două secole sau trei secole uh, mai târziu. Iată, deci, o chestiune. Hai să ne gândim la felul în care istoria era, istoria casei regale a României a fost percepută. No, uh, bătrânii care nu mai sunt astăzi printre noi, sigur vorbeau cu nostalgie despre regele Mihai, da? uh, Eu la școală am învățat despre casa regală și despre regii exploatatori, nu sigur. care au luat uh, bogățiile din România, de neam da, și de, au plecat, de, nici nu știau românește, ește, da. da, au plecat în străinătate cu cu, vagoane, cu cu pinacoteca, cu vagoanele de aur și așa mai departe. A venit momentul în care domnul Iliescu l-a alergat pe regele Mihai pe autostradă să-l scoată afară din țară. I-am făcut o demonstrație la reîntoarcerea în România cu. Sute de mii de oameni care îl îndemnau să nu părăsească țara, și acum am căzut din nou într-o letargie, nemai considerând că monarhia este, să zicem, o soluție politică pentru România, mai ales că republicani suntem din naștere, nu? Republica și Bobor, vorba unui cunoscut dramaturg. Da. În fine, cum să zic? Iată felul în care se scrie istoria. Ori, dacă vrei să înțelegi. Că cel mai mare, să zicem, cea mai importantă contribuție la edificarea României moderne a avut-o Carol I, Ferdinand. Că, mă rog, cu toate relele și bunele, Carol al doilea a avut o viață culturală frumoasă, înfloritoare, că, să zicem, Regina Maria a fost mai româncă decât foarte multe dintre româncile noastre, deși ea era principesă de Edinburgh, nu? Că moda ei, că din moda ei zic, a valorificat de, costumația populară și așa mai departe, că a fost cel mai bun diplomat pe care l-am avut în 1919 și cu persoasiune l-a determinat pe președintele Americii să accepte o serie de să zicem cerințe Legitime în contextul acela, că sigur a avut și campanii negativă despre așa zisele aventuri amoroase ale Reginei Maria, despre felul în care s-a născut Mihai și așa mai departe, și multe, multe uh, lucruri despre legăturile dintre Ferdinand și alte uh, metrese pe care uh, le aveau la palat. Cu, uh, acestea sunt, să zicem, cancanuri care uh, unele dintre ele au afectat sau altele nu au afectat viața politică a României și mă gândesc aici la reîntoarcerea regelui Carol al II-lea restaurația în iunie 1930 în înțelegerea dintre Maniu și Carol al II-lea în care i s-a spus da, noi te vom sprijini să vii în țară dar cu condiția să nu aduci pe, pe, doamna să renunți la ea. E sigur că mă rog, Carol a promis și iar Maniu a rămas stupefiat și avea să fie să zicem un opozant uh, al uh, regelui Carol cu toate uh, cu toate să zicem câte au, con uh, au urmat, dar eu la școală și unii dintre contemporanii mei profesori de istorie vorbesc în continuare despre Maniu cel slab, Maniu cel ezitant, Maniu cel foarte interesant cum de istoria asta de tip uh, neomarxist uh, persistă în rândurile celor care ar trebui să aibă o anumită specializare. În esență, uh, trebuie să înțelegi contextul în care Maniu și guvernele sale au condus România în perioada marii crize. De felul în care Maniu s-a opus la trei dictaturi da, și a murit într-o închisoare. În, în, mod, în mod simbolic a devenit omul sacrificat pentru înfăptuirea României mari. E, omul care, e, ca să zicem, a fost un exemplu de moralitate politică. Uh, uh, surprinzător, unii dintre colegii noștri, reluând tezele marxiste, vorbesc despre uh, alianța dintre uh, țărăni și legionari din uh, 1937, când era vorba despre un pact. De neagresiune electorală Ală, și se, nici în niciun caz o alianță, o alianță politică între țărăniști. Mo iarăși și fascinant în cazul Mariu. Mă scuzați că vă întrerup, dar acum îmi vine în minte modul da. cum a știut să uh, plieze lucrurile din vechiul regat cu cele din Transilvania și cu acea alianță cu Mihalache la început și uh, a fost un om politic care a văzut timpul său. În uh, esență. Uh, Înființarea Partidului Național Țărănesc prin Unirea din 1926, din octombrie 1926, este rezultatul înțelegerii comandamentelor epocii. Și vreau să vă spun următoarele lucruri, și anume că Partidul Țărănesc funcționa, să zicem, un partid țărănesc a existat și înainte de 1900, dar partidul Țărănesc al lui Ion Mihalache avea o altă structură și uh, venea cu un program politic care era adaptat uh, realităților românești. Unirea dintre Partidul Național Român din Transilvania și Partidul Țărănesc venea după ce au văzut că unirea, în esență, nu ia uh, un, uh, să zicem, marș triunfal. Care a însemnat, să zicem, toate provinciile istorice au revenit și noi, dintr-un entuzia entuziasm nemaipomenit, ne-am apucat foarte serios, repede la treabă, să facem o Românie întreagă și unitară și puternică și așa mai departe. Lucrurile nu arată nici pe departe așa. Au fost, să zicem, lucruri foarte grele în ceea ce privește unificarea administrativă în ceea ce privește unificarea juridică. Reforma agrară. În aplicarea reformei agrare. În reforma, gândiți-vă câte interese au fost afectate de unificarea monetară a lui Titulescu. Gândiți-vă cât ce elite și ce forme de organizare specifice provinciilor existau până și la calea ferată. Deci toate aceste lucruri și Faptul că reformele despre care se vorbește foarte frumos în uh, manualele de istorie uh, se termină prin 25-26, uh, fix atunci, în 26, când s-a făcut unificarea, au arătat oamenilor politici români. Uh, și nu numai români, ci români de diverse etnii, că acest proiect politic uh, care a luat naștere în 1918-1919, așa, este, să zicem, un proiect dificil și că îți trebuie ani de zile până când uh, lucrurile încep să rodească. Gândiți-vă, uh, toate aceste lucruri, gândiți-vă că au fost răscoale în România interbelică, răscoale țărănești sigur, că gândiți-vă la proiectul de destructurare a României a internaționale comuniste pericolul în Basarabia și din Bucovina MKVD și KGB. exact, răscoala din 1919 și așa mai departe, deci gândiți-vă că toate aceste lucruri se întâmplau concomitent cu preocuparea noastră pentru uh, realizarea statului unitar național român și în condițiile în care iată Uh, în 1933 vine Hitler la putere, dar ce să vezi, mai aveam în răsărit uh, și un rădăuțean, uh, uh, domnul Ciorteanu, a scris o carte despre regimentul 8 de grăniceri și despre gvazii conflictul existent pe frontiera de răsărit a României, când mulți, foarte mulți grânceri au fost împușcați da. de către puterea sovietică și încercările de infiltrare a agenților de influență peste Nistru în România. Or lucrurile acestea se întâmplau în condițiile în care, gândiți-vă, în, 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 în Uniunea Sovietică se desfășura un război civil propriu-zis, o luptă de, de mare elitelor care ar fi putut să fie împotriva uh, lui Stalin. Holodomorul în Ucraina. Ucraina. În 30 -30. Uh, mai departe, uh, în condițiile în care uh, să spunem, Occidentul rămânea stupefiat, francezi sau americani, uh, erau uh, extaziați despre realizările Uniunii da, Sovietice. Mitul urss mitul floritor și... Da, am, da. am avut prilejul să și pot oamenii să citească Tsuliadis, Michis Tsuliadis, este cel care vorbește despre acei uh, americani care au fost uitați în Uniunea Sovietică, vreo 100 de mii, în condițiile mari, crize economice din Statele Unite, au venit vreo 100 de mii în Uniunea Sovietică, a tras și de contractele economice Alle. Uh, uh, oferite de Stalin în Statelor Unite și de unde a ieșit celebrul jiguli și mașinile alea de luptă pe care sovieticii de fapt erau niște Forduri aduse uh, exact. pe Volga și unde s-a făcut o fabrică cu specialiști americani care ulterior au ajuns la minele de uraniu sau de plumb sau de aur din extremul orient unde aveau să moară. Și vine vicepreședintele american al lui Delano Roosevelt și constată o frumoasă țară, o nemaipomenită uh, viață în comunitățile unde existau câțiva americani plătiți și care clamau binele și uh, uh, obșteasca fericire. Or, uh, acei 100 de mii de americani care au venit până în 1945 cei mai mulți au murit, iar alții au fugit prin Teheran în Statele Unite și aveau să-i arate lui Delano Roosevelt, altfel un președinte foarte lăudat în lumele astăzi, că a ținut la secret dosarul serviciilor secrete în care se arăta că Stalin îi ucidea naționali în Uniunea Sovietică prin faptul că le-au luat, le luat pașapoartele, le țineau la sediile NKVD și ăștia nu reușeau să fugă. s au reușit să intre în ambasadă Asa americană din uh, Moscova, asta este uh, câțiva s-au salvat, dar foarte mulți au murit. Uh, despre multe alte aspecte din acestea, care, uh, iată, de la anul Roosevelt, un, uh, un președinte uh, altfel excepțional privit din perspectiva implicării Statelor Unite în război, despre deschiderea frontului uh, în vest, despre uh, înfrângerea Japoniei, despre E, eh, dar el a făcut o alegere a alegerea aceasta a făcut o, nu, între două orele, Stalin sau Hitler, da? Da. Și uh, constituirea, uh, mă rog, declarația Atlanticului de Nord. Nu, în 1941, a creat forța necesară pentru ca Uniunea Sovietică să iasă învingătoare și, dincolo de clamarea victoriei și, sigur, cu sacrificii de 20 de milioane de oameni sovietici, au plătit această aventură a necunoașterii până la urmă. Că dacă Occidentul ar fi știut uh, relele care se pot întâmpla în Uniunea Sovietică, poate că altfel ar fi acționat. Dar aici e istoria nu se scrie cum ar fi fost dacă ar fi fost, ci cum a fost. Domnule profesor, aici punem punct la prima parte a emisiunii noastre. Stimați telespectatori, câteva momente de publicitate după care vom reveni în studio și vom continua această dezbatere atât de interesantă. revenit în studio, stimați telespectatori, pentru cei care nu ați fost de la început în uh, legătură cu noi prin intermediul televiziunii Cromtel TV Regional, vă spunem că în studio ca invitat este profesorul dr. Marian Olaru, directorul Institutului Bucovina al Academiei Române. Am discutat despre falsa cunoaștere, despre fake news-ul științific și despre istoria gândită de unii și interpretată de alții și necunoscută, cunoscută, mai puțin cunoscută sau anecdotică. Continuăm cu acest subiect foarte interesant, dar îi propunem domnului profesor pentru început să uh, nu uităm și uh, noile apariții editoriale. domnule profesor, câteva cuvinte despre cărțile aici așezate cu atâta respect pe basă, fiindcă după aceea nu o să ne ajungă timpul la finalul emisiunii cu siguranță. Ok. Uh... Anul acesta, în. sau. am trecut în al 31-lea an de activitate editorială la Rădăuți. Suntem, ca să spunem așa, instituția care ne putem proba investiția în noi prin faptul că în cei 30 de ani de activitate editorială, noi am realizat aproape 100 de tomuri de. Revistă și respectiv uh, uh, monografii sau studii publicate sub egida Institutului Bucovina. Deci uh, este vorba de aproape 60 de, de, uh, 60 de tomuri de analele Bucovinei, periodicul nostru care apare de două ori pe an, și respectiv uh, Enciclopedia Bucovinei în studii și monografii. Uh, vreau să vă spun că de câtva timp uh, colegii noștri ca nevoia cunoașterii realităților uh, acestei provincii uh, am uh, mers pe realizarea unor uh, instrumente de lucru deci, ca să înțelegi un, uh, un fenomen istoric, ai nevoie de instrumente de lucru. Dicționare, enciclopedii, culegeri de documente. Ei, o astfel de lucrare este realizată de colegii mei, este vorba de Ovidiu bătă și Ștefănița Mihaila Ungureanu care aduc în fața cititorului de astăzi legislația silvică și de vânătoare, vânătoare și pescuit în Bucovina 1775-1918. Este o ediție bilingvă în sensul că alături de textele uh, germane în care a apărut legislația respectivă, sunt și uh, textele traduse în limba română pentru accesul uh, mai facil al celor care sunt preocupați de acest lucru. De ce această lucrare care ca să apară pe în fața dumneavoastră astăzi a avut nevoie de 5 ani de studiu. 5 uh. ani de zile uh, și nu este un, uh, să zicem nici măcar facil să faci acest lucru, mai ales că unele dintre textele în, în limba română uh, care se găsesc în această carte erau scrise cu chirilice, dar uh, și mai interesant textele germane erau în gotică, așa da. ceea ce uh, a creat mari probleme <coughs> pentru că astăzi în facultățile din România nu se mai predă gotica și nu se mai predă mă, mă rog, scrierea chirilică sau slavonă. Doar în unele în secții, unele, da. la teologie ortodoxă puțin și greco-catolică vorbim Eu de limba slavonă. de istorie. De și, istorie. Da. și la eva biserica, cred că la, în cadrul okay. teologiei evanghelice. Uh, -l -l -l. Uh, pentru a înțelege în ce fel era organizată Bucovina cei uh, peste 980.000 de hectare cât avea Ducatul Bucovinei, 45% din suprafața aceasta era pădure. Părână. Vorbesc de anul 1854-1856 când a luat sfârșit cadastrul Iosefin în Bucovina. Deci cadastrul acesta Iosefin ne aduce, ne aduce în atenție faptul că Uh, a existat o organizare uh, hai să spunem uh, foarte bună, era să zic nemțească, uh, a uh, pădurii, a exploatării, regenerării industriei lemnului și transportului lemnului către Dunăre, către porturile de la uh, Dunăre și Mare și că provincia aceasta a avut uh, să spunem uh, Privilegiu de a avea un corp de specialiști, de silvicultori, de ingineri, de feșteri, cum se spunea la vremea respectivă, care a contribuit în mod esențial la frumusețea acestei exploatarea și frumusețea acestei bucovine. Sigur, Există scrieri și aici apropo de fake news-uri care vorbesc despre, mă rog, exploatarea austriecilor, despre relele pe care le-au săvârșit austriecii. Uh, N-aș vrea să intru în detalii pe tema asta a relelor sau bunelor, din, uh, dar în esență organizarea științifică și uh, existența unui corp de specialiști la, pe lângă fondul religionar ortodox care a uh, trei treburile acestea au făcut ca astăzi să avem uh, suprafețe întinse, câte mai avem uh, de pădure. Pe de altă parte, la fel, organizarea pescuitului, organizarea vânătorii, uh, paznicii de vânătoare și rolul lor au jucat un rol esențial în economia acestei provincii uh, și de aceea noi. Pentru cei care uh, au dorit și doresc să cunoască în detaliu uh, această perioadă și contribuția acelei vremi, uh, îi invităm să achiziționeze această carte, care, uh, mă rog, este utilă nu numai specialiștilor. Domnule profesor, o singură întrebare. Ați identificat uh, că a primit o serie din recomandările lui Spleni. Uh, primele scriere la rusplenii în, ce, da. în ceea ce, uh, se, se, ce apare aici mai târziu da, ca legislație? în esență, la venirea austriecilor în Bucovina, uh, academicianul Radu Grigorovici, dacă știți, a publicat uh, Bucovina în primele descrieri da. uh, geografice. În primele descrieri, între altele, este și memoriul lui Spray, Spenie, da, exact. în care se vorbește despre faptul că pădurea era nevalorificată, că uh, oamenii din uh, zonă trăiau destul de prost, că exista o exploatare de tip feudal și dezinteresul uh, a dus la pierderea unor importante resurse, că și el făcea recomandări să se dezvolte industria lemnului, exact. să se facă ciubere, să se exporte uh, la sud de graniță către Moldova, sau în alte părți ale Imperiului să, să se de exemplu, așezarea impozitelor. El face recomandări în legătură cu cât să plătească sau să nu plătească, având în vedere, el spune la un moment dat că situația economică a țăranilor este destul de rea încât în primii an de stăpânire austriacă să nu se perceapă impozit sau acestea să fie foarte ușoare încât să fie atrași de noua stăpânire. Sigur, poate fi interpretată din perspectivă naționalistă chestiunea. Da, asta fascinant. Dar, era acolo, mi-amintesc. Și asta, chiar dacă tot vorbim și de istoria uh, divertismentului, spunea că atât de neexploatată era uh, pădurea și zona aceasta a Bucovinei, încât negustorii lioveni da. își permiteau să cumpere turme de porci și să le mâne până da. aici pentru a paște jirul uh, ghinda da. din pădurile uh, uh, Bucovinei. Da, uh, este adevărat. Fantastic. Bă, eu mă gândesc acum că fac uh, drumul spre Lvov cu autobuzul și mă gândesc, sau cu uh, automobilul și mă gândesc ce lung pe drumul și cât de, cât de interesați erau și cât de ieftin ne, era totul și se vindeau bucovine de atât de ieftin și fără un interes clar. Bine, cum să vă zic, impactul instaurării stăpânirii austriece în Bucovina a fost unul major, în sensul că două civilizații pe trepte diferite de, de evoluție, o civilizație quasi-rurală și feudale, de sfârșit de feudalism se întâlnea cu o civilizație, să zicem, care era spre modernizare și uh, interesată de dezvoltarea mai rapidă, n aș zice capitalistă, dar a zice că modernă a teritoriul pe care le stăpânea Austria, pentru că și Austria avea niște uh, să zicem, rămânere în urmă în comparație cu vestul uh, Europei. Imperiul Britanic. Spune e, sau, Franța, sau Franța, da. E, e foarte interesant că, de exemplu, dacă până la 1850 Viena nu putea fi comparată cu niciuna dintre capitalele imperiale. Sau capitalele occidentale, în 1910 Viena este, să zicem, umăr la umăr alături de Paris, în ceea ce privește viața culturală, în ceea ce privește uh, producția de carte, în ceea ce privește viața artistică, uh, numărul mare de artiști și așa mai departe. A fost o recuperare a dezvoltării economice în 50 de ani, 50, 60 de ani, nemaipomenită pentru Austria, încât la declanșarea primului război mondial era o putere economică, e adevărat, nu de mărimea Marii Britanii sau nu de forța Franței, dar comparabilă și importantă pentru ca Germania să realizeze alianța militară cu ea și să pornească războiul în cunoștință de cauză, adică avea resurse importante și gradul de creativitate al popoarelor slave, latine, germane și așa mai departe și acest melting pot de populații a contribuit la această efervescență culturală care face din imperiu cel puțin numai gândiți-vă câți artiști și numai câți scritori și numai câți oameni politici de bună calitate au existat la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului 20 și încercarea aceasta de rezolvare a problemelor naționalităților cu Federalizarea, găsirea unei soluții în acest, în acest butoi cu pulbere care era uh, Austria. Gândiți-vă uh, povestea asta interesantă care a izvorât din acel Ausgleich, acel compromis, care, sigur, pe noi românii ne-a dezavantajat, dar au existat. Uh, sigur. Pare uh, uh, foarte avantajate? Uh, Mi-amintesc undeva că citeam că rămânea surprins un călător br britanic, parcă, da. uh, mândria de a se declara cetățean al Imperiului Austriac acelui mai sărac țăran din Galicia, care era cea mai săracă regiune din Imperiu, care Imperiu era și el. Deci, a, da, a, Nicolae acel... Iorga se duce la Volovăț în celebrele lui peregrinări prin Bucovina și în neamul românesc din Bucovina scrie negru pe alb și anume faptul că se duce și spune unui țăran care ieșea de la slujbă, de la biserică, el nu este austriac, este român, la care cetățeanul respectiv, zice Iorga, era în stare să scoată cuțitul din teacă pentru a-i desena harta Austriei. Fidelitatea aici e de discutat apropo de fidelitatea față de Imperiu pentru că și ea are fluctuații, fluctuațiile ei îl făcea pe cetățeanul din Volovăț în 1905-1908 îl făcea să declare că el este Austria. Trăia bine până la urmă știți că dacă Ei, o Aici așa... cu binele iar este de discutat cât de bine se trăia pentru Am că... Am aruncat-o anume ca să uh... continui această analiză atât de serioasă a lucrurilor fiindcă se, uh, totuși mi-amintesc că pe la 1920 trenurile săracele erau mult mai stricate și distruse decât cele Nu, Constantin Moraru Constantin Morar, în ianuarie 1919, vine de la uh, Cernăuți, altfel un patriot și un naționalist român, uh, vine în 1919 și vrea să ducă la Volovăț, de unde era Tarangu și erau și alții care, uh, pe care voia să îi viziteze. Tarangu, uh, cred că murise înainte, părintele inițiator al acestei familii, care era foarte prestigios în, uh, în Bucovina. Uh, și mă bazez pe condițiile cronicale din zonă pe care le-am uh, citit, uh, vine în, în ianuarie 1911 într-o iarnă geroasă cu un tren care vine până la Dornești, de la Dornești trebuia să ia Sania și să meargă prin rădău spre Volovăți. și descrie el în mod, el cel care voia uh, scria în 1913 că soluția pentru românii din Bucovina este tunul românesc, da, asta scria el în 1913 în gazeta Amazilelor Celezeșilor din Bucovina și în 1919 el constată că trenurile erau distruse, geamurile sparte, în locul lor puse niște uh, scânduri, scânduri da. Da? și bătea vântul uh, prin ele. Ei, asta este o, cum să vă spun, este o parte a adevărului. Fără de care nu putem să avem o imagine completă. Sigur că e adevărat. În 1919-1920-21, dacă citiți, foarte atent, a existat. O anumită rezistență față de introducerea administrației românești, mai ales la minoritățile naționale din Bucovina. Și în special, la ucrainieni. Și la ucrainieni, dar și la evrei, și la germani. Am uh, relevat undeva cazul uh, Friedei Diamant, directoarea uh, Școlii de Fete din Rădăuți, Privan uh, Mehenrițeum din Rădăuți, care a refuzat. Deci a refuzat să uh, aplice în uh, practică uh, hotărârile guvernului și ale ministerului cu privire la uh, ghilimele românizarea uh, școlii. Și a uh, a fost obligată să a rămas directoare deci astăzi domnul primar din localitatea X îl demite pe directorul de la școala Y în doi timp și trei mișcări prin alianța politică cu șeful partidului de la județ și cu inspectoratul de jos fără nicio discuție. Atunci statul român n-a putut să înlocuiască pe Frieda Diamant care era jumate nemțoacă jumate evreică și a rămas directoarea școlii germane da până când i-s au terminat clasele iar ca să, ca să o pună în situație dificilă, clasele de fete ale școlii private devenită de școală orășenească. au fost trecute sub parohia, sub oblăduirea liceului Hurmuzachi și aveam școala de fete, secția de fete a liceului Odox Hurmuzachi, iar doamna Frieda Diamant până în 1926 a rămas directoare s-a pensionat și după câțiva ani bă, vreo tre a plecat la București și după câțiva ani o găsim înapoi la școala de fete reîncadrată. Deci a fost greu să accepte situația impusă de statul, dar uite să vă dau un alt exemplu simplu pentru rezistența aceasta. Ștampilele pe care le aveau diversele organizații, instituții au refuzat să predea ștampilele și a existat o adevărată revoltă și exista un ca și asta apropo de fake news da, ce o să se întâmple? Păi nu, stăpânirea românească nu o să dureze foarte mult, o să vină înapoi nemții, o să vină înapoi nu știu ce, că românii și se cultiva mitul statului român, un stat inferior, da, fără da, da, sim. administrație bună exact. și coruptă și așa mai departe. Acum, dacă vă duceți în memoria lui Albert Coleman, Victor Academic de la Eudoxiul Urmuzachi, devenit Eudoxiul Ober Gimnazium, venit în 1910, la așa, veți constata că ceva dreptate avea Albert păi colva. Asta vreau să spun că citeam de curând o uh, memoriu preotului. Uh, administrator sau preotul auxiliar de la Parohia greco catolică Ucraineană, într-o le-am găsit tipărite prindeva prin Canada de către organizații naționaliste ucraineană mm -hmm. uh, într-o uh, într, uh, într amplă bibliotecă digitală numită Diasporiada. Și acolo, la un moment dat, ce spune asta? Ce, exact ce uh, spuneați, aceeași mentalitate aveau, cum că e o țară de da, categorie B, să spunem. Oa. Păi, Gregor von Rețori, <coughs> da? Uh, amintirile unui antisemit. Uh, și erau sceptici de faptul că va funcționa acest mare regat, iar uh, preotul Întărea zicea și toate astea mă pun să cred că e adevărat, având în vedere corupția, da. uh, cuvântul ăsta ultim, corupția era de fapt uh, unul dintre argumentele să spunem bine folosite împotriva României corupția din aparatul uh, da. dacă înainte zice orice țidulă, zice, era eliberată la timp și respectuos, acum pe lângă că trebuie să te căciulești, să aștepți mult timp, trebuie să dai ceva. Și aici am niște amendamente. Să știți că. Bine, și nu erau birocrația, birocrația austriacă nu era una Nu era atât de. Era mai mult o nostalgie a celor care au trăit sub Imperiu o vreme, o parte din viața lor. Cel mai ilustrativ exemplu este acesta a lui Gregor von Rezori, care, vorbind despre Bucovina în timpul stăpânirii austriecei, face tot felul de aprecieri între care critică toate instituțiile, mă rog Fanfaronada, alerg, faptul că oamenii alergau după titlul Fon fan, fan acei nobilați de conjunctură și așa mai departe despre Cernăuțiu în perioada austriacă, dar care din întâmplare ajunge sub stăpânirea românească, ei care fuseseră la Terezianum, la Viena și care trăiseră în uh, Austria aceea, acum se pomenesc într-o Românie, dar dincolo de Nistru era Uniunea Sovietică și uh, uh, mă rog, gândurile lui Gregon Forețori, mai bine să fii sub un rege Nemții, deși nemții și ei se împart în două categorii. Una e să fii neamți de Viena și alta e să fie neamți de Berlin, da, considerând pe cei din Berlin ca, mă rog, mai, mai puțin bine educați, mai Cazoni, mai puțin uh, deschiși către sensibilitate spre lumea artelor și așa mai. Și alta e să fii, să zicem, uh, uh, într o situație în care o parte dintre nemții aceștia din imperiu, vorbind de Galiția, sau vorbim de Rutenia așa deci a ajuns sub da. stăpânirea bolșevicilor preferând, zice el, totuși un neamț deși nu este cel mai bun dar un neamț care era rege al României Păi a se pare că așa s-a transbordat iubirea de la împărat spre rege da. <laughs> și cultul acesta al dinastic care în Bucovina a fost unul e, Sigur, sigur, cultul dinastic Acum, a doua carte Vă rugăm că mai avem câteva minute și A doua carte Uh, se numește timp și devenire, uh, subtitlul este Personalități din Istoria Bucovinei. Uh, atrag atenția cititorilor că titlul spune în esență, trebuie să citim foarte atent titlurile. Nu spune că uh, facem o istorie a tuturor Dacă personalităților. Uh, să și noi la cameră. 5 minute profesor. Sunt 100 de personalități uh, din istoria bucovinei. E adevărat, sunt uh, români, sunt germani, sunt uh, ucrainieni în măsura în care ele au fost abordate, cercetate viața și opera acestora în analele Bucovinei, pentru că noi am scos volumul ăsta la 30 de ani de la, de la, de la înființarea analelor Bucovinei. 100 sută de personalități nu înseamnă că sunt toate personalitățile. Doamne ferește, nu ne-am propus așa. Să mai e loc de câteva zeci de volume. Dacă Pentru că am, am, vrut să precizez acest lucru noi ne-am propus în 1994 realizarea unei de fapt societatea pentru cultura și literatura română în Bucovina aș propusese în 1990 realizarea unei enciclopedii a Bucovinei care trebuia uh, împlinită prin contribuția a, a cel puțin trei părți și anume români, ucrainieni și germani. Din nefericire noi cei de la rădăuți așa cu bani puțin și fără sediu și încă și astăzi nu avem sediu. Uh, cu alte cuvinte, suntem între Rădău și Suceava pe drum. Uh, noi am reușit să scriem despre 100 de personalități, am ales cele mai bune studii că mai sunt și altele în analele Bucovinei, le-am luat pe cele mai relevante din punct de vedere științific și care pot rezista analizei critice, pentru că un punct de vedere al unui om, a unui istoric apropo despre falsa cunoaștere, este un punct care poate fi citit și încheie critică. Dacă am plinit sau n-am plinit cerințele metodologice, cerințele științifice și așa mai departe. Cu alte cuvinte, neavând sprijinul celorlalte trei, celorlalte două, să zicem în cazul acesta, două entități care se numesc Bucovina Institut din Augsburg și respectiv Centrul de Cercetări de pe lângă Universitatea Iuri Fetcović, noi am continuat să scriem. În măsura în care ne-a fost posibil acest lucru, invitând cel puțin în ultimii 5-7 ani de zile -ă, cercetători de la universitate din Universitatea din Cernăuți ca să fie alături de noi pentru înțelegerea unei realități. Adică nu să fie necunoscutul, vecinul nostru necunoscut. Pentru că istoria trebuie să realizeze punți de înțelegere între popoare și să înțelegem și bunele și relele și... Păi cred că prin pag în paginile acestei cărți se găsesc cu siguranță personalități care în viața de zi cu zi se știau mult mai bine decât în știm noi separat. Da, e adevărat în sensul că... Mă gândesc numai la Miculii și la Da, uh, gândiți-vă că Ovid o -țopa, Țopa, care vine din familia celebră a țopeinilor și din partea, să zicem, de dincolo de, Nist de Cernăuți, da, în zona aceea cu mulți ruteni, da, vine și realizează o imagine extraordinară a, a Cernăuților multicultural lucrare care a apărut inițial în trei volume și acum aproape doi ani de zile a fost republicată de către Societatea pentru Cultură, prin efortul lui Ștefan Hostiuc, al lui Mircea Irimescu și așa mai departe, despre Bucovina, o provincie la margine de Imperiu. Îi invit pe cititor să citească, să vadă ce înseamnă jocul de taroc într-o comunitate multietnică și ce însemna buna înțelegere acum nu trebuie să idealizăm asta nu înseamnă că ucrainenii sau românii sau nemții au renunțat la idealurile naționale, dar în viața de zi cu zi cu vecinul Știu să... trebuia să trăiești împreună să împarți, să zicem, și bunele și relele și să existe o conviețuire să zicem, care a caracterizat această provincie timp de 144 de ani Domnule profesor, noi vă mulțumim foarte mult pentru prezența în studiu. Uh, mai avem câteva zeci de secunde, un minut, un minut și ceva. Uh, în încheiere, vă rugăm să ne promiteți faptul că vom continua discuția despre aceste. False cunoașteri, falsă cunoaștere, fake news-uri, erau multe de discutat. Vă provocăm de pe acum, vă lansăm invitația să ne întâlnim acum, cât mai curând și vă rugăm să anunțați un eveniment foarte important care va veni da, în, pe, în zilele imediat următoare. Pe, imediat următoarele zile, pe 16 și 17 mai, de vreo 12 ani, aceasta fiind a 12-a ediție, la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava se desfășoară salonul de carte al Bibliotecii Universității Ștefan cel Mare la care se întâlnesc edituri de prestigiu și uh, edituri și scritori, editori și scritori din Bucovina și nu numai din Bucovina, uh, chiar și din zona, din regiunea Cernăuți, care vin la uh, acest salon de carte care a devenit o instituție culturală prestigioasă. Și unde noi vom lansa aceste volume și vom vorbi de cei 30 de ani de activitate editorială a Institutului. Acum, vreau să vă spun un lucru pe care trebuie să-l înțelegem cu toții, și anume că știința de carte nu face rău nimănui, că este cheia dezvoltării noastre economice, sociale și politice, este drumul nostru spre mai bine. Și că, citeam undeva, pentru a deveni o țară și mai bine ancorată în lumea europeană, avem nevoie de 500 de miliarde de euro investiții în perioada următoare de 10 ani. Și un, uh, un inteligent, un deștept al zilelor noastre spune, uh, acest progres nu se face cu proști. Deci progresul acesta se face cu oameni care știu carte iar știința de carte trebuie să fie esența modernizării noastre. Fără uh, se citea undeva că noi suntem pe în ultimele locuri la numărul de absolvenți de studii universitare uh, și că doar 17, ceva la sută dintre români au studii universitare. Sigur, o să-mi spună mulți alții că stai să vezi că nu diplomele nu sunt adevărate, că nu știu, că, și așa mai departe. Dar în esență nu poți să fii creativ și în concordanță cu lumea care acum se bate pe uh, inteligența artificială și pe creații uh, științifice de vârf și noi ne batem pentru uh, so subvențiile pentru ceapă, usturoi, uh, roșii și așa mai departe. Aceasta... De fiecare dată, domnule profesor, uh, cu îndemnuri interesante și cu, cu o analiză lucidă, dar și plină de umor și finețe. Vă mulțumim, domnule profesor Dr. Marian Olaru, pentru prezență. Stimați telespectatori, mulțumim pentru faptul că ne-ați fost aproape. Alături de dumneavoastră, în casele dumneavoastră, prin intermediul Cromtel TV Regional intrăm at nu atât noi cei care suntem aici, în fața camerelor de filmat, dar și colegii din echipa tehnică. Cu toții vă doresc să aveți parte de clipe frumoase și minunate în viața de zi cu zi.